București, zilele noastre. O casă oarecare, o cameră oarecare, o femeie oarecare, Magdalena, un bărbat oarecare, Horațiu și o ceartă oarecare. Nu! Da! Ba nu! Ba da! Ba nu! Ba da! Ba nu! Ba da! Ba nu! Ce nu? Nu te iubesc, nu te mai iubesc. Poate că nu te-am iubit niciodată. În aprilie vorbeai altfel. Pleacă! Bine, plec! Nu pleca! Bine, nu plec. Hotărăște-te ce vrei, să plec sau să rămân. Bună seara! Și petrecere frumoasă! Te las Paris într-o tovărășie plăcută! Cu el, cu ea, cu ei, cu gândurile tale, cu imaginile tale bolnave, cu nălucile tale pe care le urăsc. Nu te lega de gândurile mele! Mă legi! Pentru că oamenii trebuie să trăiască printre oameni, nu printre fantasme! Și gândurile să vii! Și gândurile să vii! Și gândurile să vii! Da, da, și gândurile să vii! Spunându-i Magdalenei, după cum ați auzit, că o lasă în tovărășia nălucilor, Horațiu știa că femeia pe care o iubește într-un fel, toată lumea de fapt iubește într-un fel, are niște gânduri neînchipuite de vii. Sufletul Magdalenei nu e pustiu. Dimpotrivă, el e populat cu o sumedenie de personaje care își fac apariția când și când, intră mai cu invitație și mai fără în viața femeii și începe a discuta cu ea. E ca și cum ai visa cu ochii deschiși. Într-adevăr, privind-o pe Magdalena, eu văd acum, ați auzit pașii? Eu văd cum cineva a intrat în casă. E un gând, bineînțeles, dar și gândurile se vii. Ele vorbesc, întreabă, răspund și înainte de orice, fiind vorba de niște gânduri bine crescute, spun... Bună seara! Bună seara! Bună seara! Cine ești, nata? Eu sunt cineva. Ajutor! De ce strigi? Doar pentru asta am venit? Pentru asta? Tocmai, să te ajut. Pe mine? Sper că am greșit adresa. Sper că ai greșit-o. O clipă. Nu ești dumneata de 2 ani, Magdalena? Eu sunt. Nu lucrezi la Tehnofrig? Lucrez. Și nu trăiești de 2 ani de zile cu cetățeanul Horațiu, Horațiu, fiind de 1 an și jumătate nefericită? Trăiesc cu... și sunt nefericită. Și ce-i cu asta? E ceva. Nu pricep. De unde știi? Și de când știi? Și ce știi? De unde știu? Am auzit viața, adică cearta voastră. De când știu? Din ziua de 14. Ce știu? Totul, adică aproape totul. E nemaipomenit. Te poftesc să... Să iau loc, mulțumesc. Nu, să ieși afară. E, dar abia am intrat. Să știi că telefonezi la miliție. Inutil. Firile sunt tăiate. Am pus trei chembecii. Ușa e încuiată. Dar ai zis ok. În buzunarul meu. Drăguță bluză. Îți place? Bănuiesc că n-ai pătruns la ora asta în casa mea ca să faci aprecieri. Favorabil. Mă rog, cu privire la bluza mea. Nu, ce e drept, drept, n-am venit pentru bluză. Dar pentru ce, mă rog, dacă nu sunt indiscretă? Pentru ca să lucrez. Să ce? Să lucrez. Ce ți se pare așa ciudat? Toată lumea muncește. E limpede. Oare? E limpede, ești nebun. Ha, și de unde? Atunci hoț? Oarecum. Ai venit să furi? Unde? Geanta? Nu, frigiderul. În bucătărie, vrei să ne cu dumneata? Vreau să beau un pahar cu apă, rece. Face și cuburi? Mi-o sete cumplită. Am alergat toată ziua. Tovarășe, nu încerca să deschizi fereastra, că e închisă. Ce călos! E din afară. Și dacă spargi geamul, vei nimeri drept în brațele lui Costică. Care Costică? Adjunctul meu. Bestie, aici un adjunct. Patru! Nu mi-ai atras atenția că sunt și portocale. Nu-i nimic. Dar de ce nu face cuburi? Măi, drăguști? Vreau să pleci. De ce? Mi-e greu să-ți explic. Ai treabă? Sper că nu te deranjez. Și ce? Cum să spun? N-aș vrea să-mi iei nume de rău, dar adevărul este că mă cam deranjez. E, așa spun toți. Înțeleg. Ce faci astă seară? Urlu! Și după aceea? Ucid! Și după aceea? Întreb ce vrei de la mine. Greu de spus. Nu știu cum să încep. Nu mi-au plăcut niciodată începuturile. Na. 2000 de lei. I-am strâns pentru bar, pentru vacanță. Ajunge? Nu ajungem. Ia-ți îndărât vacanța. Am un inel de la... Știu. Aur, ajunge? Nu ajunge, ia-ți îndărât trecutul. Atunci? Altceva vreau, altceva. N-am. Ai. Ce? Tristețe. N-am. Ai. Am. Dau încă. De ce? Cum îți îngădui să te amesteci în viața mea? N-ai dreptul. Am datoria. Domnișoară, e timpul, pare mi se să mă prezint. Nu sunt nici tâlhar și nici nebun.
Sunt șeful sectorului Suflete al Sfatului Popular Raional 30 decembrie din București. Șeful sectorului? Suflete, poftim legitimația. Sfatul Popular al Raionului... E o poză din tinerețe. Poftim și delegația. Delegația numărul, tovarășul, șef al sectorului de pe lumea. Este împuternicit să rezolve în termen de 10 zile problemele personale ale cetățenii Magdalena. Rugăm autoritățile, precum și persoanele interesate, a acordat tot sprijinul necesar, trăiască lupta pentru pace. Semnat? Indescifrabil, președintele sfatului. Și de când e asta? De mai de mult și de curând. Și întrucât toate persoanele interesate sunt rugate a da concursul, eu ce anume trebuie să fac? Să fii fericită, sau mai exact să nu fii nefericită. Ah. Înțelegi? Nu. Înțeleg, stai jos. Mulțumesc. Ascultă-mă. Sfatul Popular are, după cum știi, mai multe secții, fiecare îngrijindu-se de câte un domeniu. Secția comercială se îndretnicește cu prevăliile, altă secție construiește blocuri, noi construim suflete. Cu ce? Cu spirit. Planul nostru prevede... Oh, lucrați după plan? Firește. Luna asta avem rezolvat 65 de cazuri. Între care și modesta mea făptură. Nu, dumneata erai programată pe august, dar a rămas în urmă cu planurile. N-avem cadre. E și greu să lucrezi la sectorul, cum îi zice? Simplu ca bună ziua, suflete. Trebuie să fii, cum să spun, calificat. Ai pus degetul pe rană, pentru că băieții nu prea sunt. De altfel acum a rămas numai doi. Benedict era școală, Anghela chiar e mama bolnavă, Marinaru e plecat în concediu. Cât despre Costică? Adjunctul de sufereastră? El lucrează de fapt în altă secție. E detașat la noi numai pentru 2 luni. Asta înseamnă că situația dumitale e destul de complicată. Ești prima femeie care mă înțelege. Complicată e puțin spus, este imposibilă. De câte ori nu m-a bătut gândul să plec, să-mi dau demisia, să mă întorc la meseria de bază. Care? Astronom. Meseria mea e cerul. Îmi vine câteodată să lucrez din nou la observator. Casa, casă, aer curat. Norma mică, 2 stele pe săptămână. Dacă mai faci o cometă în plus, capeți prima că se lucrează în acord. Atunci pleacă, de ce nu pleci? Pleacă între stele și lasă-mă pe mine aici pe pământ. Stelele sunt reci, luna e palidă, cerul rămâne între noi, cerul mă plictisește. Și până nu pot, am sarcină, s-a terminat. N-am nici tată, n-am nici mamă. Fericită dumitale în planul pe septembrie. E bine, planul va fi îndeplinit cu orice preț, înțelegi? Cu orice preț. Chiar dacă eu nu sunt de acord? Cerea ești cu tine. Chiar dacă voi spune nu? Toate femeile spun nu la început sau la sfârșit. Chiar dacă mă voi împotrivi din toate puterile? Lupt pentru tine, împotriva ta. În nume și în însărcinarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular Raional 30 decembrie din București, îți poruncesc să fii fericită. Refuz. De ce? Mi-e sufletul amar și cenuș. Aș fi vrut să fiu iubită, sunt dorită. Aș fi vrut prețuire, trebuie să prețuiesc. Aș vrea să primesc. Trebuie să dau, să dau, să dau la nesfârșit. De unde? N-am, nu mai am. Dai cât primești? Ține Horațiu loc de mângâiere. Mi-e foame de un surâs. Mi-e sete de un cuvânt. Nu știu, am bine câteodată să alerg în stradă, să întind mâna, să cerșesc. Dați-mi, vă rog, o vorbă bună. Muncește? Lucrez 8 ore. Ziua are 24, ce faci în celelalte 16? Aștepți, nu faci nimic, aștepți. Aștept să vină cineva, cândva, cumva, undeva. Aștepți, adică nu faci nimic, adică nu muncești, adică lenevești. Răul e în noi, i se spune lene. Gândești, începi să gândești. E ca și cum ai porni într-un urcuș pe stâncă. Înțelegi, cam tulbure, dar înțelegi că nu ești iubită. Urci, mai urci, dar gâfâi și ești ostenită și sângerezi. Atunci te oprești la mijlocul gândului și îți dai drumul prăbușindu-te în liniștea de jos. Neliniștită liniște. Cine a bătut în ușă? Cine a intrat? E Costică, adjunctul de sufereastră. Normal, un adjunct nu poate aștepta atâta vreme în stradă. Costică are o servietă. Servieta are hârtii și hârtiile au multe, multe indicații. Noroc! Bună seara! Gata, șefule? Se lasă greu. Băgăm utilaj? Să-i jos, Costică? Așa, poți încep? Te rog, știi că nu pun prea mare pres pe tehnică, dar... Dispozițiile! Dă-i drumul. 1. Muzică. Dacă trupul hrănim cu vitamine, să îngrijim inima cu un concert de vioară. Are pick-up? Ai pick-up? Nu. Vă zic că scrie Costică un pick-up și 20 de plăci. Ușoare, grele? Și 10 și 10. 13 și 7.
De ce? Avem numai 7 în depozit. Asta e absurd. O fi, dar până în octombrie nu mai căpătăm nicio melodie. Am depășit planul. Mă rog. Dragă Magdalena, tratează-te cu artă. În fiecare zi și mănesc în fiecare seară. Seara e omul singur mai greu. Ascult din când în când la radio. Eu vreau să ascult, eu vreau să auzi. Odată? Odată. Dar ai uitat vreodată să bei apă? Uite ce scrie în broșură. Ia de costică. Oh, dacă am dăruit și creierului un sfert din grijă acordată trupului. Unde am rămas? E 11 și jumătate și am ajuns abia la simfonie. Așadar, vii seara acasă, te dezbraci. Era vorba de creier. Întocmai. După aceea pui pică pe la priză, alegi un disc, te întinzi pe canapea, stingi lumina mare, aprinzi o lampă mică. De ce? Cântecul vrea penumbră. N-are. Poftim? N-are penumbră, adică vieze. Te scrie vieze. Imposibil. Ultima dată o săptămână trecută pe Sfinții Apostoli. Așa nu se poate lucra. Mă duc la președinte și fac un scandal să vă pomenească. Ce-i de bandada asta? Tovarășe. Ei. Ce este, Magdalena? Mă gândesc... În sfârșit. Că dacă nu aveți bani, aș putea să contribui și eu cu vreo 200 de lei la fericirea mea. Nu te obosi. În casa dumitale va fi muzică. Mai departe, Costică. Formularul. Da. Ce? Ce formular? Un formular de 5 minute. Fără rude. Numele? Magdalena. Locul nașterii? București, fundătura cotiturii numărul 7. Vârsta? Lasă, mai departe. Profesia? Chimistă. Întreprinderea la care este angajată. Așa, Tehnofric, secția, așa, mai departe. Situația militară. Nu, adică, nu. Dacă a suferit condamnări, nu, așa. Stare civilă. Necăsătorită. Motivul? Spuneai că e un formular de 5 minute. Motivul? De fapt, sunt mai multe. Unul singur, nehotărâre. Nehotărâre. Stare sufletească? Nefericită, ce nu se vede. Motivul? De fapt, sunt mai multe. Tot nehotărârem. Observ, dacă nu e cu supărare, că dumneata te pricep mai bine decât mine în materie de mine. Ce se pare ciudat? Mai departe, Costică. A. Cauze obiective. Cetățeanul Horațiu I. Horațiu. 1. Calități are? Are. 2 camere, mașină, magnetofon. 2. Lipsuri. Mentalitate proprietară. N-are avere. Pricile în cazul de față pentru care simte arzător nevoia de a stăpâni o ființă omenească. Costică, întoarce foaia. Ce mai avem? B. Cauze subiective. Aici. 1. Lenea. Termen de rezolvare? 3 zile. E duminică la mijloc. Bine, 4, hai. Pe luni avem plenară răgită cu fățărnicia. Hai, 5. 5 zile. Ai scris 7, Costică. Pentru conducere. E mai sănătos pentru dumneavoastră. Schimbă. E mai sănătos pentru tine. Eu mi-am spus punctul de vedere. 2. Alte cauze, încăpățânare, părerea mea. Nu există încăpățânare, există orgoliu. Orgoliu. Tovarășe. Cuipă, te rog. Dragă Costică. Dacă a spus șeful, termen de rezolvare, șefule? Bine, dar protestez. Nu ești orgolioasă? Nu. Termen 5 ani. 5? Da, eu sunt optimist. Îi scădește? De ce? Îi scădește și pune data. Eh. Costică. Da. La ce visezi? Suntem în producție? După, ați terminat? Începutul, da. E întuneric. Munca la suflet este nenormată. Mă rog, să pregătești ceva, nu știu ce am la bucătărie, o clipă. Mușchiule, da. S-am văzut eu. Da, pregătesc o sticlă de vin. Jumătate, arunc. Tovarășico, nu vă deranjați. Lăsați-mă pe mine, o friptărică la tigaie, tăvăită puțin un de lemn, cu un cartofior prăjit, cu salată la discreție, pe un demisec, motei, cinstit, servite. Pe bune. Doctor servit pe elegant. Castraviciorare, șefule? Îndula praftul doilea. Cine nu mănâncă, nu muncește! Ce faci? Lucrez. Uitându-te la mine? Uitându-mă în tine. Te rog. Nu se ascunde ochii, așa nu se poate lucra. Te rog, nu. Sunt în mine atâtea încât mi-e spaimă și rușine. Mă cunosc. Te lauz. Toate câte le-ai spus adineauri, le-am văzut și eu de atâtea ori. A, da, nu ducem lipsă de idei. Simt însă că de fiecare dată când încerc să... Mă lovesc de o putere mai puternică decât gândul. O putere care trăiește în străfunduri și iese sălbatică la drumul mare. O putere care vine fără să o chem, sare fără să o asmut, mușcă fără să asculte strigătul minții. Ea se află înăuntru meu și parcă în afară. E în mine și parcă împotriva mea. Este, dacă nu greșesc, natura. Natură, te urăsc. Ești. Noi, după cum ai învățat la seminar, nu ne mulțumim să privim natura, ci o transformăm, cu sau fără voia dumisare. Dar sufletul? Dacă știința a născut creiere, vom plăsmui și inteligență. Dacă am inventat inimi, vom făuri și sentimente. Vom pune dinamită fiare și vom construi rațiune.
Vom arca în aer calomnia și vom clădi cinste în toate raioanele. Vom stârpi gelozia și vom însămânța câteva mii de hectare de înțelepciune. Vom împușca răcomia, vom mitralia invidia, vom bombarda șovinismul. Socialismul îl concurează pe Dumnezeu, natura a căzut de la putere, da? Hei, Costică, dar sifoane este? Poftim? Portonelul nu merge în sec. Da, am pe terasă două, le avem dată. Dă voi, te ajut eu. Și în vreme ce șeful a ieșit împreună cu Magdalena, în vreme ce Costică purcede la organizarea temeinică a gustării, a intrat, tot în gând, firește, oamenii alături de care trăim ne acaparează până și imaginația. Domnul Horațiu. O picătură de lămâie și... Cine ești dumneata? Eu sunt Costică. Tovarășul Costică. Și ce cauți aici? Eu nu caut nimic, eu sunt adjunct. Adjunctul cui? Adjunctul șefului. Dar dumneavoastră cu ce treburi la ora asta? Cu treburi personale. A. De ce A? E. Scurpe doi, unde e Magdalena? Dincolo. În dormitor? Nu știam că e dormitor. Eu știam. Treaba dormitor. Nu mai e a mea. Vreau să vorbesc cu Magdalena. Nu se poate, e ocupată. E cu șeful. Interesant. E ocupată cu șeful care se ocupă cu ce? Cu sufletul. Cu sufletul cui? Cu sufletul tovarășii Magdalena. Acolo? Acolo. Aici, la birou, de la casă la casă. Imposibil. Asta e bună. Imposibil dacă spun. Deoarece cu sufletul tovarășei, cum îi zici dumneata, mă îngrijesc eu. De când, frate, că nu te-am văzut în sector? Din aprilie, dacă ești curios. A, nu, e prea de tot. Îmi spui că ești din aprilie, când eu lucrez cu șeful din... Stai, stai să socotesc. Lucrez cu... Sunteți doi așadar. Cinci. Cum? Însă tovarășul Benedict e la școală. Anghelache are mama bolnavă, marinarul e plecat în concert. Vine șeful. Mama mea, foarte, foarte. Nebănuit de însemnată este treapta de pe care privești lumea. Oamenii dacă au privit de asupsoră, întâmplările vieții se arată nefiresc de mare, fricoșându-i. Și tu? Tu? Din ce loc te uiți la lume? De sus. Ce mărunte sunt acoperișurile văzute din avion. Cine ești tu? Dumneata. Cine ești dumneata? Dumneavoastră. Cine sunteți dumneavoastră? El este șeful sectorului suflete. Uite ce e Magdalena. Sau e vorba de o farsă, cu mai mult sau mai puțin umor, sau ți-ai pierdut mințile? Dimpotrivă, le-am găsit. În sfârșit le-am găsit. Unde erau? La raion. Mi le-a adus în drept tovarășul. Adică tovarășii. Când? La 7:15. De ce? Eram în plan. Sunt în plan. Sunt în planul pe septembrie. Sunt în plan pe septembrie. Pași. Pași grei de bărbat. Pași. Trebuie să precizăm adevărați. Sunt pașii vii ai lui Horațiu, care alungă gândurile vii ale Magdalenei. Așa e viața. Tropăitul unora împiedică visarea altora. Intră! Sunt cu mașina. Am venit să te iau în oraș. Vii, Magdalena? Nu, Horațiu. Încă un nu. S-au adunat atâtea nu-uri pe ziua de azi. Am învățat să spun nu. Învăț. Mă țin cu dinții de cuvânt. Nu. Ce vrei? Să spun nu. Poftim, spune. Nu spun. Ba da! Ba da, ba da, ba da, de 10 ori, de 100 de ori, de 1000 de ori, ba da. Pentru ca să te descarci, precum se pare că simți nevoia de la o vreme foarte, foarte și prea, prea. Și să găsești mult răvnita liniște sufletească. Și alte adjective pe care eu, ca individ, fără înțelegere psihologică, nu le mânuiesc, fiind un tip brutal. Și să te calmezi. Și să bem coniac, și să ieșim la șosea, și să petrecem o seară bună. Cam 40 de ani și sunt obosit și sunt plictisit și îmi pleznește capul de atâtea... Nu, Horace. Magdalena. Ce s-a întâmplat? Iarăși? Iarăși ce? Iarăși știi tu ce. Te refer la... Exact. Mi-a făcut o vizită. În chip de aviator, de campion olimpic la 5.000 de metri plat, deja mare... Nu, de activist. Da, e un politic individul care va să zic. Foarte, destul de rigid chiar în anume împrejurări. Magdalena, așa nu se mai poate. Și el spunea la fel... Magdalena, iartă-mă, dar tu ești pe cale să... Să nebunești? N-am spus asta, dar pentru numele lui... Nu știu cui. Trebuie, Magdalena, să te dezmeticești, să fugi dintre nori, să cobori aici jos pe pământ. El spune că gândul tot pământ este. Ba poate... Aterizează, Magdalena, oprește-te din mersul printre fantasme cât mai vreme și aterizează, întoarce-te în viață. Unde-i viața, Horațiu? La mine, cu mine, lângă mine. E o viață moartă, Horațiu, viața de lângă tine. De ce? De ce? Mi-ar trebui un formular. Ce formul? El... De când dau nălucile formulare? De fapt, nu el, Costică. Dar dacă aș avea un formular, l-aș completa în felul următor. Vreau să muncesc. Vreau să încerc ceva în meseria pentru care am învățat 5 ani de zile carte și 5 ani de zile am trăit într-un laborator.
Vreau să fiu o chimistă mai bună decât sunt. N-am izbutit. Nu izbutesc. Când înalți fruntea, mă lovesc de o privire rece și disprețuitoare și fruntea cade plecată la pământ. Când pornesc să lucrez la o formulă gândită de mult, încă de pe băncile anului 4 și care, cine știe, cine știe, mâna se izbește de încrederea și de iritarea bărbatului care nu suportă concurență la împlinire. În casa noastră gândești un singur locatar. Horațiu, de ce nu rabzi un creier lângă tine? Eu n-am nevoie de clorat de potas, eu am nevoie de surâsuri, Magdalena. Creșterea surâsului meu este direct proporțională cu dezvoltarea producției chimice. De când te pasionează productivitatea muncii? De mult. De când nu mă mai mulțumește o daie de 3 pe 4. Sunt o femeie pretențioasă, vreau spațiu. Casa în care locuiesc are 237.500 de kilometri pătrați. Vorbești ca din carte. Ca dintr-o carte bună. Dar să mergem mai departe. Tu nu mă iubești, Horațiu, tu mă stăpânești. Tu nu ții la mine pentru mine, tu ții la mine pentru tine. Tu ai nevoie să ai și să se știe că ai și cât ai și cum ai. În alte vremuri, așa cum te știu, ai fi strâns valută și acțiuni la Steaua Română. Acum, nemai fiind cu putință, adun lacom zile și nopți de femeie. A fi sau a nu fie doar o întrebare. A stăpâni sau a nu stăpâni, acesta e răspunsul. Am nevoie de tine. Sufletul meu nu intră la serviciu. Am nevoie de tine, înțelege-mă. Înțelegem în măsura în care suntem înțeleși. Am nevoie de tine, Magdalena. Și eu. Și de altfel. Sună telefonul. Era și timpul. Da? Da, eu sunt. Bună ziua, Gore. Gore. Ce mai vrea și ăsta? Ești în București? Da. Bineînțeles. Cum vrei tu. Foarte bine. Da, apartamentul 7. Știu, o cafea mare și amară. Unde aștept? Gore. Am auzit, Gore, și? Ciudat. Ce e ciudat? Totul. Ți-a mai scris? Nu. Ți-a mai dat vreun telefon de acolo, de pe unde s-a pripășit? Nu. La unde lucrează? Nu știu. Ce lucrează? Era parcă astrolog sau ceva în legătură cu cerul. Cu cerul, spui? Nu, meteorolog. Același lucru, vânt. Același lucru? Aha, mi-am amintit. E undeva pe munte, la Bușteni sau la Azuga. Te mai iubește nepricopsit? Te termină, Horatiu. Te mai socoate femeia vieții lui? Îți mai zice... Cum îți zicea că m-a amuzat grozav? Scotea el niște nume. Hai, termină. De ce nu l-ai iubit? Nu știu. Nu știu nici măcar dacă nu l-am iubit. De ce nu știi? Dacă am ști, de ce nu știi? Să-ți spun eu? Paci. Pentru că era... Pentru că m-a iubit prea mult. Bine. Horatiu, ai plecat? Intră. A deschis ușa încet, încet. Apoi a pășit înăuntru, încet, încet. Gore. Gore are o valiză. Fapt lipsit de semnificație. Și seamănă la chip cu șeful sectorului suflete. Însă leit. Fapt care prezintă, evident, o însemnătate destul de mare, dacă nu chiar fundamentală. Bună seara, Magdalena. Bună seara, Gore. Un sărut cast pe frunte. Ce mai faci? E noaptul. Eu? Tot așa. Pot să pun aici o clipă valiza? N-am apucat să mă duc la hotel. Camera se eliberează mai târziu. Arăți bine. Parcă ți-ai scurtat părul. Nu așa se poate acum. Nu ne-am văzut de un car de ani. Da, adică nu. Am 37 de ani. Ce te uiți așa la mine? Am îmbătrânit chiar atât de mult? Nu, Gore, n-ai îmbătrânit. E altceva. Te-ai maturizat, parcă. Maturizare e un cuvânt foarte potrivit pentru a-mi face așa oboseală. Da, te-ai înăsprit. De ce mă privești prin oglindă? Să zice că eu sunt una, iar imaginea mea alta sau altceva sau altcineva. Și e cinstit, nu-i așa? Așa e. Știu, mi s-a mai spus. Da, se pare că de la vreme arăt mai așa, mai deștept, mai cu motocicletă. Când a apărut reportajul cu... Reportajul din Scânteia. Scânteia? Ce caută în seara? Ziarul!
Ce mai păstrez, ce a venit? Act de eroism la 2000 de metri. Zilele trecute, Viscolo a dovorât instalația principală meteorologică de pe Omul, punând în primejde, datorită meteorologului Gore. Da, să lasă prostie, care... mai bine spune ce mai e nou. Gore! Da. Să dați ceva de băut. Lasă, lasă, cum mă duc eu, nu te deranjează. Unde e? Frigiderul dincolo. Poți ia și-o portofoliu. Nu e rău. Nu e rău nici o tonelă. Da. Se impune sifonul, vrei să zici. De ce râzi? Mă gândeam la Costică. La cine? La Costică. L-ai cunoscut, mi se pare, acum 2 ani, când ne-am întâlnit la Eforie. E unul din băieții care lucrează cu mine la stația meteorologică. Ei, nu spune nimic asta, dar mă gândeam cum ar comenta el o tonelă. E o figură. Gore? Da. Gore, ce ai vrut să-mi spui? În legătură cu vinul? Nu, ultima oară. Eu? Tu. Prostie, venise-mi așa, tu să nu... Spune, Gore. Lasă, dragă, altă dată. Te rog. Nu mă ruga, eu am plecat. Nu pleca. Nu, dacă am spus că plec, gata, m-am dus. Eu când mi-am vărât ceva în cap, s-a isprăvit. Nu s-a născut omul să mă clintească. Stai jos. S-a născut. Magdalena, știam că se va întâmpla așa. Magdalena, eu îți spun, dar să nu te superi. Vorbește. Magda, vreau să spun că te... Mă? Foarte. Mulțumesc, Gori. Mi-a făcut multă plăcere. Acum mi-a făcut multă plăcere. Adevărat, eu credeam că o să te supăr. N-aș vrea să te supăr. Prostule. Sunt prost, dar recunosc. Magda, eu te... Magda, știi ce e uimitor? Am încercat eu în câteva rânduri. Multe? Două. Să spun, te... Da? Dar n-am izbutit. Am vrut să rostesc cuvintele, știi, dar nu izbuteam. Mă rugau odată o femeie, mă implora, mă chinuia să-i spun așa, știi, dar nu știu dacă tu înțelegi. Nu, tu nu înțelegi. Nu știu, cuvintele să-i zbeau de o piedică mai presus de voința mea, pentru că eu aș fi vrut să-i spun, dar îmi era până la urmă cu neputință și ea plângea, știi. Mă înțeleg, mă înțelegeam, nu, era dreptul ei, vroia femeia să audă, nu? Eu mă rădeam cu capul de toți pereții lumii și nu îi zbuteam. Acum, cu tine, lângă tine e altceva, nu știu, nu mai simt în piept nicio piedică, drumul e liber și teul, care zicea de atâta vreme închis sau îngropată, scoate capul la lumină și cheamă și strigă și alargă către tine. Ți-ar fi plăcut să fim împreună? Am fost. Când? De când? Din septembrie. Ești nemaipomenit. Toți îndrăgostiți sunt nemaipomeniți. Și ne-am simțit bine? Eu, da, pe tine n-am îndrăznit să te întreb. De ce? De frică. Adevărul e că m-am gândit mai la mine, eu sunt un om egoist. Am fost, suntem împreună din septembrie trecut. Când îmi aduc aminte câte am trăit vreme de un an, mă trec și eu. Spune-mi cum a fost. Lasă că-ți spun asta. Acum. Nu mă teroriza. Te rog. Bine, se ia din octombrie atunci. În octombrie se pornise o vreme cumplită. Ți-o minte că am comunicat urgent la București că toate avioanele spre Adria să nu și-a zborul cu niciun chip. Opriți avioanele, am transmis prin radio. Opriți avioanele pe răspunderea mea. Și tocmai trebuia să plece de la Băneasa cursă de Cluj-Oradea. Da. E bine, cine zici tu că era în avion? Porăm așa că nu ghicești. Nu ghicesc. Tu? Nu eram. Da, ce erai. Dar asta am avut dreptate, nu se putea spura. Și mă gândeam că nu vei ști niciodată, poate. Niciodată, că eu... Din vârf de munte, de undeva, am oprit avionul. Aflu abia acum. În decembrie, vreau să spun, la sfârșit de an, am petrecut Revelion împreună. La cabană? La cotă. Era și Costică și Anghelache, toată lumea. Marinar lipsea. Eu cum eram îmbrăcată? Cu rochea neagră, aia cu pliuri. Să mai țin minte? Tu care te plângeai mereu că ai memoria slabă. Îmi amintesc numai clipele vii. În ianuarie, unde nu are nimic deosebit. În februarie... Accident. Cum tremurai de spaimă când am ieșit singur în viscol? Eu? Rămâne între noi. N-ai scos un cuvânt, recunosc, dar tremurai ca varga.
Mă chinuiam cu instalațiile, îmi pleznează pada obrajii. Mâinile aproape că degeraseră. A trebuit, știi, să lucrez fără mână. Și da. Pare că nu ți-am spus-o. Nu. Și îți auzeam glasul venind de departe, din pragul cabanei. Gore, fii atent, Gore, ai grijă. Ai avut, sper. Oarecum. Pe urmă a venit vara și, bineînțeles, clipa îndelung așteptată, am plecat împreună la mare. Povestește-mi. Sunt discret. A fost bine măcar? Grozav. Drepte că ne-am certat o dată sau de două ori. Gore, tu visezi și drame? Visul meu e realist. Dar îmi amintesc cu voruptate de orile când nu ne vorbeam. Ce frumos te super tu, Magdalena. M-ai așteptat. Câtă așteptare, atâta iubire. Cât oficiasă. Nenorocire, am întârziat. Trebuie să te duci la hotel, nicio grabă. Nu, care hotel, am o întâlnire. Unde? La raion. Unde? La rămân, îți dau eu o fel de viață. Să te întorci. Întoarce-te. Intră. Tu, Horace? Da, eu. Tu. Magdalena, am suportat astăzi o criză de isterie de 10 minute care mi-a sfărâmat nervii pentru 10 zile. Am primit fără să crâncnesc multe, eu care sunt acuzat zilnic de lipsă de sensibilitate și alte cuvinte care mă plictisesc de moarte. Am înțeles că vrei să fii singură. Acum mă întorc și te întreb. Gata? Gata, Horatio. Te-ai liniștit? M-am liniștit. Perfect. Vă să zic că asta era soluția. Să te lași singură, să te potolești, să te dumirești, să te cumințești. Ai dreptate, Horace. Vezi cum am lipsit 10 minute, cum te-ai limpezit. Pe de-a întregul. Atunci, spune-mi că mă iubești. Nu, Horatiu. Cum? Nu, Horatiu, nu te iubesc. Spuneai din aur că te-ai liniștit, te-ai dumirit și alte vorbe asemenea. Spun și acum. În ce sens te-ai dumirit? În celălalt. Nu știam că există două sensuri în viața ta. Adică nu credeam. Nici eu. Am aflat astă seară. De la cine? Greu de spus. Îl cunosc? Da și nu. Numele lui? Șeful sectorului suflete. N-am auzit. Imagine? Alta? Dacă vrei. Eu nu vreau nimic. Eu vreau să cunosc adevărul. Horatiu, omul care mi-a deschis ochii este șeful sectorului suflete. Magdalena, șeful ăsta al tău este o himeră, o imagine. Imaginile nu circulă pe stradă. Imaginea lui a trecut pe la mine. În carne și oase. În carne și oase. A coborât din înălțimile sale. Trăiește sus de tot. Și a fost aici, care v-a să zică. Aici. Și vorbea. Oh. Așa ca mine, de pildă. Altfel. Va să zică, ai remarcat totuși oarecare deosebire între felul cum vorbesc eu și felul cum vorbește el. O deosebire foarte mare. Magdalena, tu te-ai îndrăgostit de o imagine. O prețuiesc mult. Foarte bine. Toată lumea prețuiește imaginile. Dar aici e vorba de o imagine, nu de un om adevărat. Să-l calomniezi. El este un om adevărat. Magdalena, vreau să-ți atrag atenția că așa nu se mai poate discuta. Sunt de acord cu tine, Horatio. Ne cunoaștem de multă vreme. Suntem împreună de 2 ani de zile. Astă vară te-am întrebat dacă vrei să ne căsătorim. Mi-ai răspuns că nu mă cunoști. Mă rog, acum nu mai este vară, este toamnă. Și te întreb încă o dată. Vrei să te măriți cu mine? Nu, Horatiu. De ce? Pentru că te cunosc. Aștepți pe cineva? Nu. Cine era? Un comisionar. Aha, un buchet de flori. Cine ți le-a trimis? Tu, nu. Dă-mi, te rog, cartea de vizită. Îngăduie, fără iscălitură. Îl cunoști? Uimitor de puțin. Te cunoaște? Uimitor de bine. Să nu-mi spui că este șeful sectorului suflete. Mai știi. Îngăduie. Este cazul să-i îngădui ceva? Horatiu. O zi bogată. Toată lumea sună la ușa ta. Al comisionar? Alt admirator? Alte fluși. Asta trebuie să fie de la Gore, ne-am ciocnit pe stradă. Că am provincializat băiatul. Ia să văd cartea de vizită. Horatiu. Să-ți. Și tot fără iscălitură. Să-ți ce, dacă nu sunt indiscret? Ești. Nu eram. Ai devenit. Să-ți. Să-ți. Spun. Dacă avem de-a face cu prima frază a unui roman fluviu, reiese că vei primi flori din 5 în 5 minute până la bătrânețe. Dar prinde bine. Lasă glumele, Magdalena, am glumit destul. Nu, Horatiu, tocmai asta e, că n-am glumit destul.
Fac prinsoare că urmează că... Ai câștigat. Eu sunt mai laconic. Ți-aș fi mărturisit iubire fără de moarte într-un singur buchet. Sunt convinsă. Întâmplările se desfășoară într-un rit vertiginos. Am ajuns să ne amintim încă o dată la îngăduiem să-ți spun că dacă florăria întâi mai de pe bulevardul Bălcescu acționează în același ierin contemporan ca până în prezent, se poate nădăjdui că în următoarele două sau trei minute va sosi și te iubesc. Mă simt ca la cinematograf, când eroii principali se apropie cu nespusă sfiiciune unul de celălalt într-o sărutare supremă, în vreme ce spectatorii, simțind din îndelungă experiență apropierea finalului, se grăbesc spre ieșire. Într-adevăr, e târziu și ziua e pe sfârșite. Vreau să mă culc. Nu vreau să te găsească aici trandafir. Tu n-ai nevoie de trandafir, Magdalena. Ți-e trebuie doi uneri de piatră. I-am adus. Reajă-mă-te de ei. Știi ce a păsat calci pe pământ când e stăpâna doi uneri de piatră? Mi-e teamă, Horațiu, că există proprietăți care te țin în sclavie. De altfel, ca o dovadă în plus că petalele nu sunt statornice, a trecut câtă vreme de la ultimul buchet. Unde este te iubesc? O fi obosit trimițătorul. Sau le-o fi trimis răzgândindu-se pe altă adresă? Nu știi ce vorbești. Fapt e că întârzie. Totdeauna întârzie cineva. Hai, du-te, Horațiu. Vreau să fiu singură. Singură cu mine, nu cu tine. Vine. Vine, te iubesc. Auzi? Auzi cum îi tremură pașii? Cum încearcă după ultima zvâgnire de teamă șoneria? Nu, 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 las. Lasă că deschid eu. Merită. Dezamăgire, e numai gore. Intră! Intră, Dore, intră. Intru. Ai picat cum nu se poate mai bine. Dacă ai ști ce bucuros sunt că te văd la înfățișare. Plăcerea e de partea mea. Pentru că astăzi trebuie, înțelegi, trebuie să sărbătorim un eveniment de seamă în viața Magdalenei. E, nu trebuie. Ba da, dragă Gore. Astăzi prietena noastră, Magdalena, a încercat o revelație de natură să-i schimbe brusc și hotărător întregul mers al vieții. Astăzi, cum spuneam, Magdalena a ajuns pe temeiul unei cercetări adânci și precise a conștiinței la concluzia că iubește o imagine. O ce? O imagine, Gore. Nu-ți vine să crezi? Nu. Nici eu n-am crezut. Și acum crezi? Sunt obligat, Gore. E, foarte bine. E, pare-se o imagine fermecătoare. Cine ți-a spus? Magdalena. O imagine care coboară prin casele oamenilor. Asta tot ea ți-a spus? Tot. Individul... Ce cuvânt? Cuvântul meritat. Individul, spuneam, se bucură de puteri miraculoase. Ce te face să crezi? El posedă o inteligență scăpărătoare. Treacă, meargă, nu. O putere în fața căreia nu rezistă nimeni și nimic. Să ne dăjdim, să batem în lemn. O singură ambiție mai am, Gore. Care? Să mă întâlnesc o dată față în față cu imaginea. Păi, nu e greu, dar... Ce știi tu? Să am o discuție cu dumneai între patru ochi. Dacă ții cu tot din adinsul... Și să o ucid. Aud? Vreau să ucid o imagine. Cum? O m-am gândit încă. Dar de ce întrebi? Așa, din curiozitate intelectuală. Nu mi-am măsurat niciodată forțele cu Onălucă, dar acum tare aș avea poftă să schimb câteva vorbe cu activistul ăsta de la raion. Ce activist? Un activist, un fel de șef de sector la nu știu care sfat popular, care a vizitat-o pe Magdalena și care nu astăzi... Nu-i adevărat. Întreabă, ea mi-a spus. Minți, nu-i adevărat. Magdalena, spune că nu-i adevărat. Ba da, Gori, Horațiu are dreptate. Iubesc un activist. Șef de sector? Șef de sector. Pina, credeam, simțeam... Nu te-am mințit niciodată. Nu l-am mințit niciodată. Îl iubesc pe omul pe care îl iubesc. Eu îl știu? Nu l-ai cunoscut cu adevărat niciodată. A fost la tine astă seară? Astă seară. Cum? Cum arată? Șeful, dragul meu, este un tânăr înalt, frumos, bronzat, puternic, mândru, îndrăzneț, generos, gata oricând să se arunce în foc pentru semenii săi, neiertător cu tot răul din lume. Intransigent, pur, cosmonaut al sufletului omenesc, purtător de soare pe pământ. Dar Gore, auzind toate acestea, a fugit. Mai mult, a dispărut. Și-au trecut niște zile. Unde e? Unde? Magdalena singură n-a izbutit să-l găsească.
E atât de greu să găsești pe cineva. E și mai greu încă să-l regăsești. Poate doar șeful sectorului suflete, care se bucură de puteri miraculoase. Poate doar șeful ar fi în stare să dea de urma lui Gore. Șeful. Șeful? Dar unde e? Ciudat. Ideile dispar și ele câteodată. Costică. 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 Ai chemat? Nu-l găsesc nicăieri pe șef. Hai să joi. J-ai zis de audiențe, sunt 7 înscriși pe listă. Și între timp trebuie să punem la punct raportul pe trimestru. Am întârziat. Dacă nu ajung la birou în 5 minute, se lasă cu critică de stai, Costică, stai o clipă. Am nevoie de el, urgent. Roagă-l să treacă pe la mine. Acum peste poate, așteaptă cetățenii în anticameră. E un caz de forță majoră. Toate cazurile de la suflete sunt de forță majoră. Să contramandeze audiențele, odată... Magdalena, unde ai mai pomenit șef la sfatul popular care să nu respecte orele de primire? Adevărat. Ce e de făcut? Bucluc mare. Mare. Gore. A dispărut. Prost. Costică, nu mă lăsa. E târziu, trebuie să vorbesc cu șeful. Uite, uite cum facem. Pune-ți ceva pe tine și vină la rând. Nu! Nu, nu acum, lași și jumătate. Te bag eu peste rând. Am întins-o. Mai repede, Costică, trebuie să predăm raportul până mâine la 12. Sectorul antibirocrație l-a și dat la dactilografia. Cred și eu, cu 12 oameni pe schemă. În sfârșit, iar mai enervez, simt cum în sare țandră. Anghelache s-a întors? Luni, mai are 2 zile de anul trecut. Te ascult. Nu știu cum să încep. Mă interesează calomniatorii, dă-i bătaie. Așa, calomnii, 24. În august am avut 19. Era lumea plecată la mare. Poate zic că crește cu 20%. Intrigi 20. Luna trecută au fost 24. Bun, scade cu 20%. Brifeli? 1204. Staționar, așa, mai departe. Certuri între părinți și copii? 400. Certuri între prieteni? 4000. Costică? La ordine. Cum stăm cu nepăsarea? Iarăși. Ce? Păi nu s-a definitivat în ultima ședință de birou că nepăsarea ține de antibirocrație? Noi suntem profilați pe suflet. Nepăsare, vină mâinii, disprețul față de om, au trecut la tovarășul Pitei. Provizorii, Costică, până la reorganizare. Trebuie totuși să urmărim problema în continuare, asta. Acum să dăm drumul la audiențe. Pot să plec? Du-te și cheamă pe, cum îi spunea, cea de la teatru, nu? Știu, știu. Poftiți? În sfârșit am găsit. Veniți de la spectacol? Vin din spectacol. Avem matineu. Am așteptat înnebunită de nervi să-mi spună Hamlet, du-te la mănăstire. M-am aruncat într-o mașină, taxiul așteaptă la intrare. Am 10 minute până la scena 4. Iată, mă privește, mă ajută-mă. Te rog, liniștește-te. Te rog, liniștește-mă, am ajuns la capătul puterilor. În fiecare zi sosește o anonimă la teatru, în fiecare săptămână una la raion. Două la raion. Pufim, în fiecare lună una la Orășenesc. Ce au cu mine? Ce vor de la mine? Se spune că mi-am otrăvit soțul cu Fenergan. E adevărat? N-am fost măritată niciodată. Se spune că în anul 1952, pe când eram în turneu, am furat 500 de lei din buzunarul inginerului șef de la Săvinești. Și? Săvineștii nu existau în 52. În sfârșit se zice că mi s-a dat să joc rolul Ofeliei pentru că m-aș... E clar. Nu, nu, nu. Mărita cu directorul teatrului. De ce nu? Avem directoare. Se spune că mă culege miliția din șanțuri, că fac contrabandă cu ceasuri elvețiene, că mi-am falsificat actul de naștere, că ascund un criminal de război pe balcon. Ce rău am făcut! Ce rău le-am făcut! Unul care nu se iartă. Ai avut succes. Doamne, cine m-a pus? A? Ce-și face omul cu mâna lui? Salvează-mă! Cum a vii? Trebuia să te gândești înainte de... Nu m-a lăsat, te rog! Stai, lasă-mă să mă adun puțin. Te-ai gândit vreodată la o cădere? Joci prost, publicul fluieră, a doua zi ești simpatizată. O clipă m-a bătut și pe mine gândul să... Și? N-am izbutit. Nu pot să joc prost. Nu știu să joc prost. Ai încercat? Am încercat să încerc, da? E foarte greu. Nu mai plânge că mi se sfârșie inima. O altă cale mai ușoară nu s-ar găsi. Am auzit că la dumneavoastră se fac adevărate minuni. Mi-a spus Vasilescu de la estradă. Povești. Că... Tovarășe, eu sunt responsabil cu fericirea, nu cu utopia. Glorie fără ceaie, dumneata nu s-a pomenit de când pământul. Așa cum n-au văzut oamenii nici când lumină fără umbră. Umbra aceasta, să știi, o să te cam urmărească toată viața. Neșovăitoare, neclintită, neîndurată. Și chiar nu e nimic de făcut? Merge greu. Nimeni și nimic n-a izbutit să ucidă o umbră. Deocamdată. A, îmi place cuvântul deocamdată. Deocamdată spun pentru că cercetătorii noștri de la institut lucrează de zor la descoperirea virusului. De altfel, în octombrie avem conferințe pe țară pentru combaterea calomniei. Vin specialiști din toate regiunile. Oh, ca la cancer? Mai pregătiți. Se anunță câteva referate interesante și trag nădejde să putem pune în practică vreo 2-3 metode noi. Și până atunci? Un sfat, dăm măcar un sfat. Joacă bine. Arta e răzbunare. Ai dreptate. La revedere, trebuie să intru în scenă. Du-te la mănăstire. Mulțumesc. O
Următorul. Bună ziua. Bună ziua. Dumneata e șeful sectorului Suflete? Să zicem că da. Eu sunt Horațiu. Mm. Mă cunoști din spusele Magdalenei. Dă-mi îndărăt, femeia. Nu e aici. Dar unde e? Nu știu. Ba știi, tu le știi pe toate. Încă nu, n-am greșit destul. Dă-mi îndărăt, femeia, e femeia mea. Nu. Poate e a ta. Nici. Atunci a cui e? Nu e a mea, nu e a ta. Este a ei. Și ce face ea cu ea? Ea n-are nevoie de ea. În schimb, eu am. Eu. Cel din tâi cuvânt pe care rostesc și ultimul. Eu. Cu asta încep, cu asta sfârșești. Emi. Alte vorbe nu mai știi, alte silabe nu-ți vin la îndemână. Mie. Așa te trezești dimineața, așa dorm seara. Meu. Lumea ta e un pronume. Nu e adevărat. Eu țin la Magdalena. Nu vreau să o pierd. Și la ceasul de aur ții mult, foarte mult. N-ai vrea să-l pierzi. Am grijă de ea. În același chip în care te îngrijești de bunăstarea hainelor dumitale. De ziua ei am dăruit. În aceea zi în care ai cumpărat și pânză pentru fotolii. Am documente. Dar când a fost bolnav, am suferit. Când ți s-a stricat Warburg, ai plâns. Am fotografii. Uite, frumoasă băchetă, așa? M-a costat ochii din cap. Întreținere ei, piatră, benzină, mă costează și ceva. M-am legat de ea, țiu foarte mult la ea, am nevoie de ea. Noapte mai cu seamă când sunt singur în casă și mă căzesc chibrituri. M-am amărât să o pierd, dar niciodată n-am întrebat-o ce mai face. Cred de altfel că nu face nimic. Părerile ei despre încetarea experiențelor nucleare mă lasă rece. Socor de altfel că nici nu are păreri în domeniul sus amintit. Poate se plictisește, bunul meu, drag foarte și de preț, și... Eu am fost în fiecare seară la Magdalena. Dar locuiește în tine. Dar o iubesc, jur pe tot ce am mai sfânt că o iubesc. Nu ca îndrăgostit, ca proprietar. Aș dori să-ți atrag atenția în modul cel mai civilizat cu putință că proprietatea particulară asupra moșiilor, fabricilor, băncilor, mijloacele de transport, femeilor și... Sărădăjdima bărbaților a fost desființată. N-am văzut nicăieri o asemenea hotărâre. Ai citit-o în fiecare zi, dar n-ai înțeles-o niciodată. Așadar, ca să ne întoarcem la chestiunea în speță, vreau să te asigur că am studiat cu cea mai mare atenție cazul dumitale, precum și plângerea anexată la dosar. Cercetând, analizând, verificând și răsucind pe toate fețele, am ajuns la concluzia că te faci vinovat de o seamă întreagă de păcate, între care cel mai grav îl constituie jaful. Nu sunt hoț, nu e adevărat, nu cunosc. A cunoaște înseamnă a recunoaște. Ești un hoț, domnule Horațiu. Dovada. Iată-o. Ăsta e un petic de hârtie. Scrisă, e un tabel. E un tabel privind lucrurile furate de cetățeanul Horațiu I. Horațiu, în perioada 1 februarie 1 septembrie anul curent, de la tovarășa... Ți-ai mai rostesc numele? Tabelul acesta cuprinde ordonate și sistematizate prin truda colaboratorului nostru Costică, ale cărui talente administrative sunt mai presus de orice îndoială, toate surâsurile răpite din pricina crizelor de nervi ale domnului Horațiu, toate ceasurile bune jefuite din pricina stărilor negre ale domnului Horațiu, toate prieteniile alungate din pricina lăcomiei domnului Horațiu, care nu lasă altor pământeni niciun pogon din sufletul achiziționat cu atâta cheltuială. Toată încrederea, puterea de muncă și îndrăzneala, gâtuite din pricina spaimei și urii, vădite domnul Horațiu la adresa năzuinței semnului său colonizat de a înfăptui ceva mai de preț pe acest pământ. Toate zilele pe care le-ai stors picătură cu picătură pentru a spotoli foamea, toate nopțile pe care le-ai sorbit picătură cu picătură pentru a spotoli setea, precum și altele, nenumărate la număr, alcătuind avutul personal a cetățenilor despre care discutăm. Ești mai mult decât un hoț, domnule Horațiu. Ești un exploatator. Ești ultimul exploatator din țara noastră. Nu îngădui nimănui să se amestece în treburile conștiinței mele. Conștiința este a dumitale. Roadele ei ale tuturora. Am plecat, dar o să mă întorc, fără doar și poate. Te aștept, am nevoie de un dușman. Ce-i Costigăm? Vă cheamă președintele la o ședință Fulger. Îl freacă pe șeful de la construcție. Da? Ai luat și tu cuvântul? Eu nu mă văd printre giganți, eu stau în banca mea. Bine, lipsesc 2 minute. Ce făcuși, domnul Horațiu? L-ai înfuriat pe șef. Era cu cap s-apusă. El? Da, eu. Eu ți-am spus, ți-am vorbit personal. N-ai vrut să mă asculți. Ăsta te ia cu originea omului, Gagarin, protoplasmă și taman când îl simți mai în propagandă, te întoarce pe plătit. E tip greu, a fost om de șantier. Aici nu e șantier. Este. Zău, nu se vede. Nu se vede, dar este. Eu îți vorbesc prietenești. Am un cumnal la președinție care mi-a lămurit totul, negru pe alb. Va să zic că întâi a fost industrializarea. Merge bine? Merge. După aceea s-a pus problema cooperativizării. Ai fost la sesiune? Băiatul are medalia. Merge bine? Merge. Acum, care-i problema rămasă ceva mai în urmă? Morala.
conștiința, sufletul. Ești în stare să păstrezi un secret? Spune. Dar n-ai auzit de la mine. Spune odată. Dacă scape o vorbă, mai vărât în mormânt. E campanie cu conștiința, băi, fratele meu. Fugi! Fugi că se toace șeful, să nu te ciocrești cu el! Erau tu pe stânga, așa! Du-te, dragă, paracă, și să vii cu minte! Psst, psst, Magdalena, haide! Așteaptă-l aici pe șef, că trebuie să se întoarcă acușica. Da. Și fii concentrată, fără introducere. Intră direct în fond. Și eu, m-am stins! Lume nouă! Magdalena, ce vânt are pe la sat? Gore. După câte știu, a venit. După câte știu, a plecat. Nu. Ba da, a fugit. Și el? De ce? Nu știu. Știm întotdeauna. A plecat. A plecat pentru că n-a înțeles. De obicei oamenii fug când au înțeles. Ce n-a înțeles? N-a înțeles că eu... Că adică că am pentru el simpatie. I-ai spus că îl, că adică ai pentru el simpatie? I-am spus. Direct? Indirect. De ce? Și dumneavoastră. Dar cum l-ai făcut să priceapă că îl iubești? I-am spus că iubesc pe altul. Asta se cheamă indirect la ea. Pe altul, adică o imagine. Da, ne îndrăgostim de imagini și divorțăm de ființe vii. Vreau să spun din cosmonaut. Domnișoare, m-am săturat. Sfatul popular al răului 30 de decembrie s-a ocupat de cazul dumitale cu răbdare și conștiinciozitate. Cei mai buni activi din sector și-au rezipit nervii și vremea ca să ducă pe calea cea bună. Eu însu m-am chinuit cu dumneata cum nu știu să mi se fi întâmplat de prea multe ori în viață. Bine, m-am plictisit, am obosit, am îmbătrânit, întregi? Am îmbătrânit. Și spune că mă înțeleg. Înțeleg multe, dar accept puține. Nu mă lăsa singură, sufăr. Îți retrag dreptul la suferință. Durerea este privilegiul oamenilor serioși. Trebuie să mă lași amtreabă. Ce mai vrei? Vreau să vină Gore. Dar nu stă în puterile mele. Când vrea raionul... Îmi scos perea. Măcar dacă știi unde locuiește. Habar n-am, nu știa nici el încă. A fost chemat urgent la București, la raion. E vorba de o ședință sau așa ceva. Și cum să-l găsesc? Măcar dacă știi cum arată la față. Arată bine. Nu te-am întrebat ce gândești despre el. Ți-am cerut să-mi descrii cum arată la chip. E blond, brun, înalt, scund, slab, gras. A? Cam pirpiriu. E suplu, asta e altceva. Poartă mustață, nu poartă, are ochii negri, albaștri, căprui. Căprui. Așa? Acum încearcă să precizezi două, trei amănunte, ceva mai izbitor. O particularitate pe care nu o întâlnești la fiecare pas. O trăsătură neobișnuită. Neobișnuită? O mai rară. Farmecul. Farmec au mulți. Da, dar nu ca el. Bine, s-o luăm altfel. Nu te mai gândi la sușii, gândește la defecte. Toată lumea are câte un cusur. Și tu, și eu, și el. Nu, el n-are. E, mie poți să-mi spui. De ce râzi? E cam greu de spus. Și poate greu să-l găsim în condițiile astea. Ascultă, domnișoară Magdalena, ești atât de îndrăgostită de Gore ăsta încât nu-l cunoști? O fotografie, măcar, dacă ai avea o fotografie. Am! Uite-o. Ia. Drăguț băiat. Acum înțeleg de ce se dau în vânt toate fetele după el. Știi ceva? La noi se lucrează organizat. Fiecare caz cu dosarul corespunzător. Sistematic și în ordine alfabetică. Când vreau să aflu ceva despre viața sufletească a persoanelor care mă interesează, mă ridic de pe scaun, fac doi pași și caut la litera respectivă. Așa, se... Râncă, Gologan, Goraș, Gore. Ce dosar voluminos. O viață sufletească destul de bogată. Pirpiriu, eh? Voiai să fii prima? Prefer ultima. Ia mâna de pe dosar. Lumea ta i-a zis despre păstrarea secretului de stat. Vezi că după aia mă supăr. Și acum du-te acasă. Așa, fără rezolvare? Du-te acasă. Vei primi un semn de viață din partea mea. Sigur? Eu nu te-am înșelat niciodată. La revedere. La revedere. La revedere. E noapte. Magdalenei îi se pare că a auzit o ciocănitură în ușă. Ascultă o clipă cu atenție. Da, cineva bate la ușă de adevăratele. Bate sfios. Deci nu e o imagine. Pentru că imaginele nu sunt timide. Bate sfios și intră. Gore, ai venit. E voie? Da. Nu intră. Intră. Nu intru.
Treceam întâmplător prin fața casei și am văzut lumina la tine și m-am gândit să te rog ceva. Orice. Te-am rugat odată la ce acum. Gata. Nu, am venit că s-a părut că am uitat aici. Ești ud, săracul, de tine până la piele. De ce umbli fără nimic pe cap? Eu nu mă împac cu părerile, mă apasă. Atunci un basc. Le pierd pe toate. Bascurile și stilouri. Ți-am adus niște ciocolată. Mulțumesc. Ți-o fi foame? Nu, nu, seara nu. Eu un iaurt, doar să nu mă îngraș. De ce n-ai luat autobuzul? Ori s-a retras? S-a retras. Eu, dacă aș fi la ITB, aș pune autobuzul toată noaptea. Rămâne uneori, rămân mai târziu. Azi, de pildă, am umblat aiurea prin tot orașul. Bun, atunci eu am plecat. Mă privești cam straniu. Tu nu ești tu, Gori. Găsești? Ah, fire albe. Vârsta, spune cuvântul, loc tineretului. Tu nu ești tu. Tu ești altul. A, și de unde? Tu ești cineva lângă care eu, pe care eu îl socot o făptură extraordinară. Ce imaginație. Nu prea există ființe extraordinare în lumea noastră, Magdalena. Ba există. Eu știu că există. M-am obișnuit să întâlnesc atâția oameni extraordinari. Gore, tu și tu și alții, mulți, din ce în ce mai mulți, oameni care dau. Tu dai, Gore. Tu ești un om dintre aceia care dau nesfârșit mai mult decât primesc. A, nu, te înșel. Eu din egoism, pentru că îmi face mie plăcere. Eu fel de obișnuință, așa, mai fuma. Poate chiar un vici. Adică... Gore, știi că ți-am văzut dosarul? Ce dosar? Dosarul meu de cadre? Un fel de cadre. E cam încărcat. Cine? Treci dincolo. Unde? Treci dincolo. De ce m-am cui? Bună seara. Horatiu, te-am rugat să nu mai vii. Dar dacă am ține seama de toate rugămințile femeilor. De ce ai venit? Ca să rămân. Sper că te-ai răzgândit. De când am început să gândesc, am încetat să mă răzgândesc. Magdalena, ascultă-mă. Dragul meu, te ascult, dar nu te mai aud. A fost o vreme când vorbele tale ajungeau până la mine. Și cât le așteptam. Și cum le așteptam. Acum ele se rătăcesc pe drum și pierd ca o scrisoare greșit adresată. Dar eu n-am venit să cer. Am venit să dau. Ce? Singurul lucru pe care nu l-am oferit nimănui până astăzi. Dorința de a mă schimba. E un lucru atât de prețios încât nu vei avea, dragul meu, posibilitatea de a-l dobândi. În cel mai bun caz, o să-l împrumuți pentru câteva vreme, urmând ca după aceea să-l înapoiezi datorită prețului care este copleșitor. Plătesc oricât. Da. Dar o singură dată. Din păcate, pentru schimbarea despre care vorbești tu, nu trebuie plătit mult, ci mereu. De unde? De unde? Te-ai hotărât. Nu e prima oară să-ți legi câinile cel rău și să-i pui botniță. O zi va răbda pocăit, va răbda și a doua zi, mărâind ușor. A treia zi, exasperat, va munci din lanț, va urla și va porni să muște iarăși. Dragul meu, tu ești ceea ce vei fi. Și dacă totuși, Magdalena, jur că atâta vreme cât exist... Nu mai existi, Horatiu. Cum? Ai existat atâta vreme cât te-am iubit. Acum sunt golită și eliberată de toate cât ai fost și cât ai însemnat tu. Ca o casă din care s-a scos mobila grea, apăsătoare, bolnavă. Și care a rămas pustie. Magdalena, vrei să rămâi singură? Cred că ai înțeles greșit. Eu nu sunt singură. Sunt liberă. Să trăiești cu o imagine? Știi ce bine se trăiește cu o imagine? Nu știu. Dar ceea ce știu este că eu sunt viu, pe când imaginea nu e. Că eu sunt aici, în casa asta, în vreme ce imaginea nu e. Nu pune mâna în foc. Magdalena, te implor pentru ultima oară. Renunță la chimerele tale. Tocmai acum trebuie să fiu nebună. Magdalena, nu te mai leagă nimic de mine. Ba da, greșelile. Am fost obișnuit o viață întreagă să câștig și nu știu să pierd. E timpul să învăț. Adio. Horatiu a plecat. Și în locul lui vine Gore. Adică nu vine Gore, ci...
E nemaipomenit. În gândul Magdalenei s-a furișat din nou el, șeful sectorului suflete. Bună seara. De ce ai venit? Nu te-am chemat. Te rog, pleacă, te rog frumos. Așa, trebuie ce explicație? Scurt, nu mai am nevoie de tine. Adinea, dar eu n-aveai. Umblai cu intervenție, pentru că Costică se intre peste rând, atunci aveai nevoie. Alte vreme. Înțelege, omule. Dar eu nu sunt om, eu sunt idei. Ai dreptate. Iartă-mă. Și acum înțelegi. Te-am înțeles, parimese, întotdeauna. Când nu mi-era greu, recunosc și nu uit. Și nu voi uita niciodată. Dar acum nu mai îmi este. Acum simt că este... că începe. Că ar putea să fie ușor. Adică nu ușor. Bine, bine. Acum nu mai am nevoie de tine. Sigur, te-ai ajuns. Am ajuns acolo unde m-ai sfătuit și îndemnat și ajutat să ajung. Nu mai sunt o problemă. Nu mai sunt un dosar. M-am rezolvat. Uite, uite, am și muzică în casă. Uite, sunt și cărți. Am și natură. Sigur, ai de toate acum. Ce-ți mai pasă? Ai de toate. Mi-ai fost prieten, credincios, în clipe grele. Te rog, fii bun cu mine și în clipe bune. Îți cer prea mult. Sigur, de mine nu-ți pasă. Normal, banal, firesc. Recunoștință e o floare rară. Trebuia să mă aștept. Ești egoist și nedrept, dragul meu. Dragul meu șef al sectorului suflet. Așa, da. Hai să rămânem prieteni. Eu nu pot fi prieten cu o femeie frumoasă. Ascultă-mă. A fost o vreme că mă ascultai tu pe mine. A fost, nu mai este. Viața evoluează. Tu ți-ai făcut datoria cu strălucire. Îmi pare bine că recunoști că sunt o idee bună. Ești cea mai vanitoasă idee din câte mi-a fost dat să am vreodată. Gândul meu drag, îngânfatul meu gând, trebuie să pleci. Sunt în viață ceasuri când o idee trebuie să dispară. Eu dorm din când în când, dar nu mor niciodată. Dormi, dormi, nu vreau să mori, vreau să dormi. Am nevoie de somnul tău pentru somnul meu. Rămânând aici peste noapte, mă împiedici să fiu singură cu Gori. Păi, dar eu l-am adus. Ieri, azi era lungi, mi-ai fost aripă, de ce să te preschimbi în lanț? Gândule, nu mă lega de mâini și de picioare. M-am topit. Du-te. Auzi? Magdalena! Vine natura! Magdalena! Deschide, Magdalena! Deschide, Naul! Ma... Cine vreau să vorbim tot ceea? Cu cine vorbim? Spune cine-i că una cu pământul îl mănâncă, e muș delegată, jur pe tot ce am mai spus. Nu jura, Gore! Frate, să-mi vii și-l părâm! Gore, nu te pripi! Nu mă pripesc, tu nu știi despre ce este vorba. Ba da, întâmplător știu. Gore, stai jos. Dacă nu-mi spui cu cine ai vorbit... Cu tine. Cu mine, zici? Cu tine. Am oarecare motive să mă îndoiesc. Crede-mă. Adică eu am fost aici și tot eu am rămas. Întocmai. Eu sunt și pe stradă și în casă. Așa e întotdeauna. Adică suntem doi. Doi într-unul. Da, e limpede ca lumina zilei, dar eu te rog să-mi explici. Să-ți explic, îți spun totul. Nu totul, numai adevărul. Adevărul e o poveste. O poveste al cărei început nu-l deslușesc și al cărei sfârșit. E o poveste ciudată. Te rog să mă asculți până la capăt. Ai răbdare? Nu. Te rog. Puțină. Puțină mai am. Mă asculți? Îmi place să te ascult. Eu n-am fost niciodată fericită. Crezi? Cu plăcere. Eu n-am fost fericită niciodată pentru că mi-am amânat fericirea. Există oameni care își amână viața la nesfârșit. Ca la școală, în copilărie, când o elevă amâna mereu să-și îmbrace caietele în hârtie albastră și să ajungă la zi cu lecțiile. Luni. De luni îmi pun caietele în ordine. Dar nu există luni. Există vineri sau marți sau oricare altă zi. Dar lunea, lunea nu există. Azi e vineri, Magdalena. Cine nu trăiește, așteaptă. Eu m-am așteptat ca într-o gară. Eu trebuie să călătorim, Gore. Trebuie. Șovăind, m-am urcat în tren. Și neaflând trenul cel bun, am pornit la drum cu gândul. Zilele trecute am ajuns la șeful sectorului suflete. Care, de fapt, nu există. Există? Cum era doar imaginea pe care ți-ai făcut-o despre bărbatul mult visat, despre cosmonautul sufletului omenesc și așa mai departe? Adevărat? Adevărat. Șeful e atot puternic și atot știutor. E un om admirabil, deși uneori vine când nu trebuie. Ce severă ești cu visurile tale? Trebuie să fiu. Trebuie să fim. Gore, o să te întreb ceva. Tu bănui cine este? Cine este cine? E... A, cosmonautul? Nu știu, l-ai plătisat ca fiind înalt, bronzat, scânteitor. Nu cunosc. Vasile de la Extens? Tu. Eu? Tu.
șeful sectorului suflete ești tu. Acum e limpede? Acum e limpede. Acum e bine? Nu e bine, Magdalena, e rău. E foarte rău. Gore, ce-ai cu tine, Gore? Spune-mi că nu e adevărat. Gore! Magdalena, spune-mi că nu sunt eu șeful sectorului suflete. Dar ești? Sigur. Sigur, ce faci? Plec. Aveți bine, Gore, ce faci? Ce s-a întâmplat? Lasă, Gore, vorbește. Lasă să plec. Nu te las, vedu-ne nimic în lume. Magdalena, tu te-ai îndrăgostit de o imagine, nu de o ființă vie, de o imagine. Imaginea e după chipul și asemănarea ta. Poate, dar eu nu sunt după chipul și asemănarea ei. El ești tu. Poate, dar eu nu sunt el. De ce să te amăgesc la început? De ce să te dezamăgesc la sfârșit? Gore, tu ești gelos pe șeful sectorului suflete? Mi-e teamă de el. Îl invidiez? Îl urăsc. Unul din noi doi e deprisos. Să mă iau la întrecere cu o iluzie? Nu-mi convine. De toate ființele trăind pe această lume, singura de care mi-e frică într-adevăr sunt eu. E atât de greu să lupt împotriva mea. Șeful sectorului suflete e un bărbat înalt, bronzat, scânteitor. Eu. Șeful sectorului suflete este purtător de soare pe pământ. Eu. Șeful sectorului suflete se bucură de putere supraomenești. Eu sunt un om oarecare. Un om ca toți oamenii. Ce-am spus? Ai spus că ești un om. Un om? Un om oarecare. Un om. Un om ca toți oamenii. Un om. Ce veste bună. Uite, asta schimbă complet lucrurile. Și deschide niște perspective uriașe. Imaginile n-au cusururi. Neavând cusură, sunt perfecte. Fiind perfecte, nu se mai pot perfecționa. În schimb eu, dacă sunt om, înseamnă că am un avantaj enorm asupra închipuirii. O însușire pe care el nu va dobândi nicicând. O calitate în fața căreia calității domniei sale se vor pleca înfrânte la pământ. Și mai am și o armă. O armă cumplită, împotriva căreia el nu poate lupta în niciun chip. În niciun chip. Arma mea e dragoste. Eu sunt viu. Eu te sărut. Iubitul meu, ești mai tare decât tine. Idealul meu, iubito, este să ajung un ideal.